Bună ziua! Se aude? Eu cred că microfonul... Aici? A, este, e bine, da? Bună ziua tuturor! Vă mulțumim mult că ați dat curs invitației la Ministerul Finanțelor. Vă rog să-mi ziceți frumos... Așa. Se aude, da? Colegi? Ceea ce vrem noi astăzi să discutăm, de fapt, este o continuitate la ceea ce a început domnul viceprim-ministru, domnul Alaiba, împreună cu echipa lui și vorbim despre o debirocratizare în tot ceea ce înseamnă procesele pe care le facem. Și după cum spune domnul viceprim-ministru, atunci când vorbim despre debirocratizare, atunci când vorbim despre digitalizare, asta nu este treaba unui minister, asta e treaba tuturor autorităților care sunt implicate într-un guvern sau altul. Din partea Ministerului de Finanțe noi știm mai multe să vorbim despre tot ceea ce înseamnă bugie, tot ceea ce înseamnă cheltuieli, impozitare. Am zis că am vrea să încercăm să vedem și o altă perspectivă a Ministerului în ceea ce, și rolul pe care îl are Ministerul în ceea ce ține de dezvoltarea mediului de afaceri, deoarece Ministerul de Finanțe, la rândul său, are un rol important, dacă desigur că și îl execută, îl face exact în măsura în care ar trebui să o facă. Încă de la începutul anului am încercat să avem o abordare deschisă din punctul ăsta de vedere. Vorbim despre prevederile din politica fiscală care au fost aprobate deja în două lecturi și urmează să fie publicate și care prevăd multe măsuri pro-business pe care vrem să, cu care ne mândrim și vrem cât mai multă lume să le poată utiliza. Pe de altă parte, o abordare pro-business vedem și pe dimensiunea de cod vamal nou, care de asemenea de la 1 ianuarie 2024 va fi pus în aplicare și care pe lângă elemente care sunt de simplificare a procedurilor, de digitalizare a anumitor proceduri, prevede și anumite elemente care apără drepturile contribuabililor, le permite lor să își poată manifesta mai bine ceea ce au să pregătească. Și în afară de aceste modificări despre care noi vorbim și care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024, am zis noi că trebuie să dăm curs solicitărilor care vin continuă de la mediul de afaceri și care vizează situația curentă și cum ea ar putea fi oarecum îmbunătățită pe dimensiunea dată. Respectiv, am conceput la inițiativa Ministerului Economiei pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru un set de măsuri care au menirea să facă exact câteva scopuri foarte importante și scopul cel mai simplu este să facă ca mediul de afaceri să-și poată desfășura activitatea într-o manieră cât mai simplă și cât mai previzibilă. Respectiv, o să anunț câteva din aceste măsuri, după care o să o rog deja pe domnul Alaiba să ne dea și perspectiva dumnealui. În primul rând, vorbim despre posibilitatea de deducere a taxei pe valoare adăugată în baza bonurilor fiscale, dar doar acele care sunt conectate la sistemul de monitorizare electronică a vânzărilor. Știți că acum bonurile, aparatele de casă se conectează la un sistem centralizat la serviciu fiscal. La moment, ca și statistică, pentru cei mai curioși, sunt conectate circa 21.000 de aparate de casă. Asta ar constitui cam o treime din toate cele care sunt în principiu utilizate. În afară de aceasta, oferirea posibilității de plasare în regim vamal de antrepozit a benzinei și motorinii. S-a propus această normă, în special ca reacție la criza energetică care a fost de anul trecut și posibilitatea de a forma rezerve, inclusiv în regimuri vamale cu destinație specială, cum este antrepozitul vamal. În afară de aceasta, unul din subiectele foarte intens discutate ține de restanța fiscală, care la moment nu se consideră restanță ceea ce este de 100 de lei. Noi am majorat de 5 ori acest prag până la 500 de lei, deoarece ultima majorare a avut loc foarte, foarte mult timp în urmă în acest sens. În afară de aceasta, un moment foarte important ține și de simplificarea procesului de declararea bunurilor introduse și scoase pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul trimiterilor poștale.
Există o problemă mare a modului în care se administrează în mare parte din punct de vedere vamal această procedură. Ceea ce s-a propus este excluderea obligației de a depune o declarație vamală în detaliu și prezentarea unei declarații vamale simplificate în locul acesteia. Și în afară de aceasta, cred că o să mă mai refer și la ceea ce ține de reimportul bunurilor anterior exportate. Atunci când producătorii noștri autohtoni exportau bunurile, de exemplu, un anumit articol vestimentar undeva peste hotare și dacă, de exemplu, el nu era neapărat potrivit, se percepea sau apărea obligația ca să te documentezi suplimentar, să mergi la serviciu fiscal, să mai ai un certificat, să confirm că e marfa autohtonă și multe, multe alte activități care noi le-am exclus simplu din asigurarea unei interoperabilități între două autorități care răspund de asta, serviciu fiscal și serviciu vamal, ceea ce permite ca această procedură să fie de câteva ori mai simplă și mai ușoară în utilizare. Domnul Laiba, o să vă las cu dumneavoastră să continuați. Da, mulțumesc mult, doamnă ministră, stimați jurnaliști. După cum bine știți, prioritatea acestui guvern este dezvoltarea economică. Pentru asta trebuie să susținem investițiile, trebuie să susținem antreprenorii să se dezvolte, să investească, să creeze locuri de muncă. Iar asta, în primul și în primul rând, înseamnă să le oferim mai multă libertate, inclusiv libertate de la birocrație, de la birocrația inutilă. Pentru asta trebuie să eliminăm obstacole, să eliminăm inclusiv factori de corupție, astfel încât agenții economici să respire ușurat, să se poată concentra pe dezvoltarea afacerilor, nu pe interacțiunea cu statul, pe la ghișee și prin coridoare. Asta este principalul nostru obiectiv atunci când vorbim de reducerea birocrației. Și după cum ați văzut în acest semestru, am avut mai multe istorii de succes. Am colaborat foarte bine cu Ministerul Justiției, vorbind de pachetul contactless sau de reforma SRL. Am colaborat foarte bine cu Ministerul Afacerilor Interne, vorbind despre reforma pieței muncii. Cu Ministerul Finanțelor, de asemenea, am avut o cooperare foarte bună, inclusiv la reforma SRL și la alte reforme, iar astăzi suntem aici ca să lansăm probabil cel mai mare pachet de reducere a birocrației pe care l-am conceput până în momentul actual. Cea mai modestă estimare sugerează că pachetul pe care lansăm astăzi economisește antreprenorilor cel puțin jumate de miliard de lei în fiecare an. Asta e deloc nu puțin, un impact de aproximativ 0,2% din PIB. Iată, asta e ceea ce facem noi astăzi. Și, doamna ministru, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru atitudinea pro-business și pentru antreprenori. Asta e foarte important, e un mesaj extrem de important de la Ministerul Finanțelor. Și, într-al doilea rând, o să mai dau câteva exemple despre ce presupune acest pachet. Pe domeniul fiscal, probabil principala prevedere este anularea acestui registru mașinii de casă și control și a imprimantei fiscale. După cum ați observat, probabil, noi am mai comunicat la acest subiect, acest registru este menținut de fiecare antreprenor care are un aparat de casă și iată, e un drum spre acest briefing. Pur și simplu m-am oprit la o cafenea de după colț și am împrumutat această hârțogică pe fix o oră. Iată despre ce noi vorbim. Iată, asta e obligația pe care fiecare antreprenor trebuie să o onoreze. Fiecare bon de casă, fiecare raport Z și așa mai departe trebuie încleiat ca la cercul mâini de bace, mă iertați de expresie, atunci când asta nu este necesar. Doar asta, doar pentru asta, și dacă nu ai, atunci, conform legii, fiscul nu că vrea, dar este obligat să ia măsuri, pentru că așa e legea, așa e reglementarea la moment, pe care noi astăzi o reparăm. Deci doar din asta noi economisim antreprenorilor cel puțin 5 milioane de ore de lucru anual. Iată, fiecare, încă o dată, fiecare
antreprenor care are un aparat de casă, trebuie să mențină, iată așa, un registru. Mai sunt documente secundare care se adună la câteva pachete de hârtie pe an. Următoarea, o să instituim dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate de antreprenori pe bază de bonuri fiscale și care au fost achitate prin intermediul cardului de plată de afacere, adică de business. Asta doamna ministru a menționat și aici putem spune în primul rând că în Republica Moldova avem 19.000 de carduri business active, iar în anul 2022 circa 713.000 de tranzacții au avut loc care pot fi vizate de această reformă. Antreprenorii vor economisi în primul rând o parte din acest cheltuieli și într-al doilea rând o bună parte din conformare și din birocrație. În afară de asta, o să continuăm prin acest pachet de reforme, continuăm efortul nostru de digitalizare, iar pentru asta trebuie să reparăm unele legi relevante domeniului. În prezent, de exemplu, legislația fiscală mai conține unele prevederi care efectiv implică efectuarea vizitelor fizice la oficiile și la ghișeile Serviciului Fiscal de Stat, pentru că legea pur și simplu n-a fost reparată la timp. Legea în continuare mai obligă aplicarea semnăturilor holografic, mânuța și pixul, schimbul informațiilor pe hârtie și așa mai departe. Toate aceste prevederi le eliminăm, le reparăm și astfel promovăm utilizarea documentului electronic și comunicarea de la distanță, ceea ce este o normalitate deja și în Republica Moldova. Mai facem un pas înainte în acest proces de digitalizare deplină pe care ne l-am pus ca și obiectiv. Pentru a reduce presiunea statului asupra antreprenorilor, o să reducem în jumătate valoarea minimă a obligației fiscale sau vamale care pot fi contestate în Consiliul de Soluționare a Disputelor în cadrul Serviciului Fiscal și a Serviciului Vamal, de la 500.000 de lei pentru agenți economici și 250.000 de lei pentru cetățeni. Asta este la moment, reducem în jumate la respectiv 250 și 125.000 de lei corespunzător. Totodată propunem ca majoritatea în Consilii să fie reprezentată de asociațiile de afaceri pentru a le da o credibilitate mai mare. Iar asta, aici principala miză, dacă vreți, este în primul rând fluidizarea sistemului judecătoresc. Pentru că pe când există acest mecanism de contestații, el nu este utilizat din cauza acestui plafon prea mare de 500.000 și respectiv 250.000, iar cetățenii și antreprenorii, neapelând la acest mecanism, care nu este disponibil din varii motive, în momentul actual, merg în judecată direct. Iar judecățile la noi sunt congestionate, să le spunem. Astfel, această măsură economisește efortul administrației și banii statului din contul fluidizării justiției, sistemului judecătoresc. Ori noi pentru asta cheltuim bani, banii ăștia trebuie să fie utilizați eficient, să lăsăm justiția să se concentreze pe cazuri mai importante, iar atâta timp cât este acest mecanism, să-l utilizăm la maxim. Ca și exemplu, din informația pe care o am eu cel puțin, în anul 2022, adică anul trecut, au avut loc doar două contestații la acest Consiliu de Dispute. Corectați-mă dacă... Pentru că asta e, iar în același timp, în aceeași perioadă, au avut loc aproximativ 700 de adresări în judecată pe Serviciul Fiscal. Deci asta e echilibrul pe care vrem să-l facem aici, să oferim antreprenorilor și cetățenilor posibilitatea de a apela mai ușor la acest Consiliu de Dispute. Dragi cetățeni, eliminând birocrația, asta nu este doar, știți, nu este doar o vorbă pe care o spunem, într-adevăr, miza noastră este să creștem eficiența, să creștem productivitatea antreprenorilor, să le oferim oamenilor de afaceri posibilitatea de a-și utiliza timpul prețios concentrându-se pe dezvoltarea afacerilor, să economisească energia și resursele pentru obiective mult mai importante. Iar ceea ce înseamnă interacțiunea cu statul, să aibă loc mult mai ușor și mult mai simplu. Vrem să construim un stat
prietenos afacerilor, pentru că avem nevoie de o economie puternică, o economie care să susțină necesitățile sistemului educațional, administrației publice, forțelor de ordine și multe alte obiective pe care le avem în acest stat. Cum am spus, măsurile de astăzi vor economisi antreprenorilor cel puțin jumate de miliard într-un singur an, an de an, iar impactul aproximativ este de 0,2% din PIB. O să continuăm și împreună cu alte instituții și împreună cu Ministerul Finanțelor să promovăm asemenea reforme pentru a ajuta mediul de afaceri să se dezvolte și să atragem cât mai mulți investitori în Republica Moldova. Asta am vrut eu să vă spun. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Domnul ministru, vă mulțumesc pentru primire. Sunteți gazda astăzi și dacă sunt întrebări. Da, deci din câte știm, deja este publicat pe Particip GovMD. O să fie și consultări publice, o să avem discuții cu asociațiile de afaceri. De fapt, preliminar, noi știm că este susținut de mediul de afaceri și o să avem discuții despre cum să-l mai îmbunătățim. Mai devreme. Mai devreme. Da. Da. Dacă... Reducerea de TVA, cea care spuneam noi că se, de fapt, noi spuneam că nu se aplică TVA, atunci... Nu știu dacă avem acum la sub mână, dar cu siguranță că în nota informativă sau în analiza impactului de reglementare la prezentarea proiectului, informația dată trebuie să se regăsească. Pentru comerțul electronic? Da, pentru comerțul electronic. Nu avem o estimare pentru că nu avem... Deci acum să recunoaștem comerțul electronic în Republica Moldova, mai ales transfrontalier, practic nu există. Din cauza că... un exportator, un mic producător de, nu știu, un tricou sau ceva de valoare modestă, pentru că aceste exporturi se întâmplă în volume foarte mici, pur și simplu nu are prea mult succes din cauza că trebuie să plătească permanent aceste reimporturi și așa mai departe. Și respectiv domeniul nu se dezvoltă. O estimare într-un efort de la colegii noștri de la USAID sugerează că piața comerțului electronic poate fi dezvoltată în următorii ani până la o cifră de afaceri de 300 de milioane de lei anual. Dacă este să curățăm legislația și să oferim infrastructura necesară. Dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm cu drag și la alte comunicări pe care am vrea să le avem pe subiectul dat și noi. Da, mulțumim frumos! Mersi! Ducem înapoi registrul de casă? Da.